Pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, din păcate, domnule ministru, aș vrea să vă întreb care este situația din punct de vedere al ministerului pe care îl reprezentați aici, a pasajului subteran, pentru că a existat o... Da, știți cum este? Haideți să vă... Pasajul deja subteran... pasajul ăsta a devenit o marotă. Nu că, doamne iartă, mă, n-aș vrea să... Băcăuan n-are nicio problemă, oameni buni, că atât de multă lume m-a întrebat de pasajul ăsta, că am luat-o eu razna. Deci toată lumea acum mă prinde din Bacău, mă întreabă de pasajul ăsta. Noi, ca să facem un scurt fir al evenimentului, m-am iritat puțin pentru că tot mă întreabă de pasajul ăsta. Azi m-au întrebat două televiziuni de pasajul ăsta. Vă spun imediat despre ce este vorba. La un moment dat am primit niște sesizări din presa locală, prefect și nu știu ce, au trimis la noi sesizările respective, automat, autoritatea de management s-a autosesizat, a ordonat un control a Inspectoratului Central de Stat pentru Construcții și am primit răspunsul de acolo care spune fără echivoc că pasajul nu prezintă pericol în exploatare. Punct. Orice altă chestiune din acest moment nu are suport în discuție.